Dar dacă noi nu mai avem niciun fel de, hai să spunem, identitate, că suntem o sumă neintegrată de copy-paste adunate de peste tot și nici nu mai știm cine suntem. Și ne-i rușine să spunem. Dacă Horia ar veni astăzi și ne-ar vedea, nu i-ar fi rușine că s-a împlinit profeția lui? Horia, din păcate, Horia, că am ajuns o masă de sclavi? Horia va fi spus atunci. Pentru că el a ales a șaptea dimensiune a marilor virtuți dacice pe care le știa. Sacrificiu util. Este a șaptea dimensiune în cele nouă ridicătoare, în marea conduită, în marea etică dacică. Sacrificiu util. Și știți cum s-a manifestat el în sacrificiu util? Mor, dar nu oricum. Mor pentru popor. Deci eu știu de ce fac asta. Și noi poporul român.